La faza zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat desfășurat în municipiul Botoșani, echipa de descarcerare și acordare a primului ajutor a Inspectoratului pentru Situații de Urgență în Neamț s-a clasat pe locul întâi la proba descarcerarea din autovehicule, pe locul întâi la cea mai bună echipă de paramedici, pe locul al doilea la proba acordarea primului ajutor calificat și pe locul al doilea la cea mai bună echipă de servanți. Plutonierul adjutant Eduard Andronache s-a dovedit a fi cel mai bun com comandant de echipaj. La competiție au participat echipaje de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, iar echipa câștigătoare, cea din Neamț, s-a calificat la faza națională a întrecerii. ISU Neamț va participa la faza națională a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat organizată în municipiul București.